Aproximativ 1500 de credincioși au participat la Catedrala Franciscană din Miercurea Ciuc, la Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor Catolice și la reconstituirea intrării Domnului în Ierusalim. În curtea catedralei, mai mulți actori și elevi din oraș au reconstituit scena intrării Domnului în Ierusalim, înconjurat de apostoli și călare pe un asin, când a fost întâmpinat cu bucurie și aclamat de locuitori. De altfel, intrarea lui Isus în Ierusalim este singurul moment din viața sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca împărat. Pentru a reda cu fidelitate acele momente, actorii au purtat straie asemănătoare celor din urmă cu 2000 de ani. Potrivit Press, reconstituirea a cuprins atât momentul condamnării lui Isus de către Pilat din Pont, cât și scena în care i s-a pus pe frunte cununa de spini, după care și-a purtat crucea în spate pe Via Dolorosa, sub loviturile de bici și de lance ale soldaților romani. Reprezentația s-a încheiat cu coborârea de pe cruce a Mântuitorului, care, înfășurat într-un cearșaf alb, a fost purtat pe umeri de mai mulți soldați romani și a fost dus în Catedrala Franciscană, acolo unde a avut loc slujba din Duminica Floriilor. Lăcașul de cult a fost neîncăpător, foarte mulți dintre credincioși ascultând liturghia afară în parcul din fața bisericii.